Secția de ortopedie a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu a intrat într-un proces de modernizare, întrucât condițiile hotelieră de aici lăsau de dorit. Mobilierul vechi de câțiva zeci de ani a fost înlocuit cu unul nou și scos pe holurile secției. Cadrele medicale trebuie să-și facă loc cu tărgile cu bolnavi printre mobilierul depozitat chiar la ușile saloanelor. Ca și cum asta nu ar fi fost suficient, pacienții sunt nevoiți să suporte praful și zgomotul făcut de muncitorii care lucrează la renovarea secției. Nu cred că e bine, dacă așa sunt condițiile. N-au ce să facă. Trebuie să facă ceva. E zgomot, praf. Este, da. Așa. Așa au găsit de cuvință. Așa lucrează. Trebuie să se facă și alea. E zgomot, praf. Zgomot e, o fi și praf, dar asta e condiție. Ce se face? Trebuie să se facă și astea, că nu o să stăm așa. Conducerea Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu nu a dorit să ofere un punct de vedere oficial în acest caz, pentru că nu a găsit nicio soluție pentru a muta bolnavi în altă secție în perioada în care se lucrează la ortopedie. Cum e posibil ca să se lucreze cu bolnavi din ortopedie? Păi bă, frate, hotărâți-vă, ori vreți să îmbunătățim confortul hotelier pentru care m-ați acuzat personal și a spus că ăla n-are cutare, că ține, n-are frigidele, că ține mâncarea pe... Ori vreți să rezolvăm și atunci dacă mă apuc să vă ruiesc, să schimb să pun termopane și la dumneavoastră acasă, dacă zugrăviți, zugrăviți cu mobila și cu casă, o scoateți din casă și o dați afară? Pe lângă tratamentul administrat, bolnavii au nevoie de liniște și curățenie, însă acest lucru va fi imposibil până la terminarea lucrărilor de modernizare a secției de ortopedie.